Marius, un nou cantonament cu viitorul. Cum este această perioadă? Da, bună ziua, în primul rând. Mă bucur foarte mult că sunt pentru a doua oară în cantonament cu echipa mare și mister are încredere în mine și în această cauză vreau să muncesc mult mai mult, să mă antrenez cât mai bine și să rămân cât mai mult cu echipa mare. A jucat deja un prim meci de verificare în care ai și evoluat. Cum a fost? Da, a fost un meci foarte bun, un meci de pregătire. Echipa s-a descurcat foarte bine și mă bucur că am început anul cu o victorie. Ați învins liderul din Ungaria. Un început promițător? Da, ne dorim asta. Avem următoarele meciuri de campionat foarte importante în care trebuie să scoatem puncte și să ținem tot așa pe linia asta. Ești și în ultimul an de juniorat, ce-ți propui? Da, în primul rând cu echipa de junior să câștigăm campionatul național, este obiectivul nostru, pentru ca la anul să putem evolua în Youth League și să stau cât mai mult cu echipa mare și să fac anul acesta pasul la prima ligă. Alături de naționala de Under 19, ești calificat la de elită? Da, ne-am calificat la turul de elită și am picat cu Azerbaijan, Irlanda și Rusia. În Rusia avem elita și ne dorim să mergem mai departe, să ne calificăm la Euro. Este posibil o calificare? Da, de ce nu? Sunt adversari accesibili. Nu sunt mai superiori decât noi. Ce obiective personale ai? Da, v-am spus, să rămân cât mai mult pe echipa mare, să mă antrenez, să muncesc mai mult decât am muncit până acum și îmi doresc ca anul acesta să fac pasul la prima ligă.